Salutare tuturor, suntem în direct cu cea de-a patra etapă Racing League Romania. În această seară vom merge la Nürburgring pentru o nouă bătălie cu ași simulatoarelor din România. 30 de piloți în această seară în bătălie. Calendarul este acesta. Am fost pe Red Bull Ring, am fost pe Motor Park și la Imola, iar acum urmează Nürburgring în această seară. Vor mai urma încă 6 etape, 6 duminici la rând, în care vom fi împreună alături de Racing League Romania. Dar pentru moment, Nürburgring. Programul de astăzi, un briefing care a avut deja loc, o ședință de warm-up care stă să se încheie și calificări ce vor începe în foarte scurt timp. Sunt Alexandru Șiclovan și vă voi fi deja gazda habituală la această transmisiune în direct din Racing League Romania. Singurul produs de motorsport care crește, care se dezvoltă, care nu este afectat, ba chiar beneficiază de acest context absolut defavorabil tuturor, dar iată cât de cât favorabil celor care aleg să ruleze pe simulatoare sau să urmărească din ce în ce mai mulți participanți de la o etapă la alta, din ce în ce mai mulți urmăritori ai acestor curse pe streaming și mai nou și pe micile ecrane ale televizoarelor. Așadar, două curse de 30 de minute în program astăzi, după această ședință de calificări. Mașina cu care rulăm în sezonul acesta, BMW M3 E30 DTM, o mașină care a făcut legea în campionatele de turisme de peste tot din lume, în jurul anului 1990, timp de 5-6 ani a fost practic imbatabilă, peste 1000 de succese pe plan mondial pentru această mașină, în seriile de top mondial de turisme, DTM, câte și mai câte. Precalificații noștri, 30 de nume în această seară, în fața dumneavoastră, nu lipsește nimeni din plutonul de favoriți. 6 piloți s-au distanțat puțin acolo în frunte, formează un pluton care își va disputa succesele în această ediție de campionat, sigur e loc și de surprize, nu știm niciodată ce poate urma, însă momentan iată egalitate în frunte între componenții Apex Hunters Red, Cristian Berindea și Andrei Bechir, învingătorii de la Imola, 97 de puncte la egalitate după 3 etape și rezolvarea contestațiilor de la Imola, Victor Nicolae, fost campion al RLR, și el acolo în bătălie la doar 5 puncte, apoi Cristian Moisescu, foarte rapid în această săptămână, cel mai rapid tur în precalificările de la Nürburgring pentru Moisescu, apoi Alex Cascatău și Radu Dumitrescu, acesta e plutonul favoriților. Îi avem în continuare pe Victor Taraș, Bogdan Moldovan, Andrei Duminică și Florin Mergea. Ei sunt cei mai bine clasați piloți care concurează în această seară în fața dumneavoastră. Continuăm seria cu Andrei Dincă, Lucas Hellman, Robert Prepeliță, Mihai Rusu, Bogdan Mutu și Florin Botea. Toți aceștia au peste 10 puncte în clasamentul general. Apoi Mihnea Georgescu, Acoș Sabo, Vali Boldur, Tudor Mihai, Lucian Chirvase și Andrei Morțilă sunt cei 22 care au punctat și au reușit să se califice în această etapă. Îi mai avem pe Horia Platona, Mihai Drăgan, Gabriel Movila, Alexandru Dobrea și Rareș Dranca. Nu au punctat până acum, dar au fost prezenți în etapele precedente ale Racing League Romania și în sfârșit trei debutanți, Alex Manițiu, George Cățan și Alex Moș, încheie acest pluton din care lipsesc nume importante. Vom mai vorbi despre asta. Iată circuitul, acesta e Nürburgringul, pare foarte simplu, așa când te uiți la el sunt doar 3 zone de frânare, 2 ace de păr la capetele turului de circuit, primul viraj și ultimul, acolo vor fi duelurile și o șicană, dreapta, stânga, fiecare punct este critic pe acest traseu. Vom vedea ce vor reuși piloții noștri în această seară. Calificările stau să înceapă, mergem în direct cu această sesiune de calificări. 30 de piloți, iată, sunt acolo, sunt gata să intre în această bătălie fără menajamente. Intrăm așadar în direct cu lupta din calificări. Mergem
în direct cu cei 30 de piloți. Sunt 8 minute rămase din această sesiune de calificări. Așteptăm primii timp să fie puși acolo pe tabelă de către piloții noștri. Îl vedem pe Andrei Duminica acolo, pregătindu-se de un prim tur lansat. Ne familiarizăm cu toții cu acest traseu de la Nürburgring. Vom vedea foarte multe tururi astăzi. Un tur de circuit la Nürburgring se parcurge în mai puțin de un minut de către toți protagoniștii. Iată, vedem timp de 56 de secunde sau 57 momentan stabiliți în primele tururi lansate din aceste calificări. Andrei Bekir reușește un prim timp excelent. Da, incident acolo pentru Bekir, dar el are totuși un 56.3 care îl liniștește oarecum. Alex Manițiu a fost o revelație în această săptămână. Alex Manițiu confirmă, iată, este pe poziția secundă și în momentul de față 56.334, e foarte aproape de Bekir acolo, doar o sutime de secundă între cei doi. Și Berindea revine pe prima poziție cu Dumitrescu pe 2. Berindea are 3 pole position-uri la rând în primele 3 etape. Nu a reușit să le convertească pe toate în victorii, dar în calificări a fost absolut redutabil în acest sezon. Și ceea ce a reușit până acum Cristian Berindea este impresionant. Sunt puncte suplimentare care sunt obținute de primii 3 în fiecare ședință de calificări. 3 puncte pentru poleman, 2 pentru ocupantul poziției secunde și 1 punct pentru locul al treilea în calificări. 3, 2 și 1 așadar, recompense importante într-un campionat atât de strâns cum este Racing League Romania după primele 3 etape. Așteptăm răspunsuri din partea lui Alex Cascatău, Radu Dumitrescu, Victor Nicolae, Andrei Bekir, iată, și Cristian Moisescu, cei pe care îi putem credita cu șanse să coboare în această sesiune de calificări sub pragul celor 56 de secunde. Din ce în ce mai mulți piloți au încercat să se califice pentru etapele Racing League Romania. Etapă de etapă raportăm creșteri spectaculoase în această privință. Am pornit pe Red Bull Ring în urmă cu doar 3 săptămâni cu 68 de piloți în precalificări. Am urcat pas cu pas la cota 80 pe Motor Park, 100 pe Imola și iată 130 au încercat pe Nürburgring să stabilească tururi cât mai competitive. Asta i-a silit pe organizatori să deschidă și un al treilea server dacă deja aveam o cursă suport încă din săptămânile precedente. Iată, a fost nevoie din cauza acestei popularități crescânde să ajungem și la un al treilea server să se ofere tuturor o șansă de a se distra în Racing League Romania și de ce nu de a-și rafina instinctele pentru a ajunge într-un moment ulterior în această cursă televizată, în această cursă în direct în care, iată, Andrei Bekir e primul care coboară sub 56 de secunde pe tur, 55.916 pentru Bekir, învingătorul ultimei curse. Etapa a doua de la Imola a fost sub semnul dominației lui Bekir în fața lui Berindea, învingătorul din prima manșă. Moisescu vine acolo unde este locul în grupul fruntaș, Radu Dumitrescu pe poziția a patra și Andrei Morțilă foarte, foarte bine în aceste calificări. Locul al cincilea în momentul de față pentru Andrei Morțilă. Pe cine mai așteptăm aici? Sunt din ce în ce mai mulți piloți. Iată, toți cei 30 au stabilit cel puțin un tur. Mergem alături de Florin Mergea. Suntem în mașina lui Mergea în momentul de față. Locul 27 pentru el. Iată cât de strâns este plutonul. Doar o secundă între poleman și Florin Mergea, 55.9 pentru Bekir, 56.9 pentru Mergea, suficient doar pentru locul 27. Dincă va urca și el, nu a reușit încă un tur competitiv, acel 58.6, sigur va reuși mai mult de atât Andrei Dincă în aceste calificări.
Trecem linia de sosire cu Florin Mergea, îmbunătățire de doar o poziție pentru el. E în spatele lui Chirvase și Platon acolo, în partea din spate a Plutonului. În față nu avem mari schimbări, Victor Nicolae vine și el pe poziția a treia, îi ia la țintă pe rivalii săi de la Apex Hunters Red. 56-122, 2000 mai rapid decât Cristian Moisescu. Asta e diferența, sunt ecarturi foarte, foarte mici acolo între piloți pe Nürburgring. Victor Tarăș încearcă și el ceva, e unul din piloții care ne-au impresionat în acest debut de campionat. Stă confortabil în top 10 în momentul de față în Racing League Romania după 3 etape. Da, sunt favoriții acolo în față, pe primele 5 locuri. Îi vedem pe piloți care fac parte din grupul fruntaș, grupul care își dispută weekend de weekend victoriile. Puțin mai în spate, Alex Cascatău, doar pe 8. Totuși e mult mai bine decât ce reușea în precalificări. Ne-a recunoscut că nu se simte foarte, foarte bine pe această pistă. Nu, acest caracter stop and go nu este chiar pe placul pilotului din viața reală, al lui Alex Cascatău. Abia locul 23 în precalificări. Iată, reușește totuși să lege un tur bun acum când e nevoie de asta. Mihai Drăgan vine și el acolo pe 9, o poziție în top 10 și pentru Mihai Drăgan. Și el mai poate urca în acest final de sesiune. Doar un minut și jumătate până la finele unor calificări foarte, foarte strânse. Iată, Bechir îmbunătățește 55-8 și s-ar putea să fie finalul unei serii de poluri consecutive pentru Berindea. Dacă Berindea nu găsește un răspuns, venim la sosire cu Cristian Berindea, final de tur pentru el. Va îmbunătăți oare? Nu! Cristian Berindea rămâne pe 2. Mai are 2 tentative până la finele sesiunii. E în spatele lui Radu Dumitrescu, n-ar trebui să fie o problemă pentru el traficul. Radu Dumitrescu e și el foarte, foarte rapid. Acolo, în spatele său, Mihnea Georgescu profită de trasele lui Berindea, urcă pe 7, foarte bună și calificarea lui Mihnea. Probleme acolo în șicană, era o mașină oprită, era Alex Dobrea. Da, a trebuit să evite puțin Berindea, nu știu dacă va putea găsi acele zecimi sau sutimi de care are nevoie pentru a mai progresa puțin, pentru a coborâ și el sub pragul celor 56 de secunde pe tur. Ultimul lac de păr negociat bine de Berindea. Pe urmele lui Dumitrescu în continuare și venim la finele turului cu Dumitrescu și Berindea. Ia să vedem ce se mai întâmplă pe acest final de sesiune. Nu îmbunătățește Dumitrescu, nici Berindea, ultima șansă pentru cei doi. În schimb, Mihai Rusu vine pe 8. Da, el e cel care reușește să îl scoată pe Alex Cascatău din top 10 în aceste momente cu un tur foarte bun, 56-2 pentru Rusu. Vali Boldur, o altă surpriză, foarte, foarte rapid pe Nürburgring în toate sesiunile. Boldur e departe în clasamentul general, dar joacă o carte importantă pe Nürburgring, îi place, se simte bine pe acest circuit. O altă surpriză în precalificări. Mi-a plăcut foarte mult ritmul lui Robert Prepeliță, locul 13, confirmă o plasare bună. Prepeliță forțează acolo Berindea la ieșirea din ultimul lac de păr, pune acolo gazul. Să vedem, Radu Dumitrescu întâi la sosire, îmbunătățește, dar nu urcă un loc. Berindea vine și el și se confirmă, Berindea nu îl învinge pe coechipierul său Andrei Bechir. Între cei doi se dă bătălia, sunt la egalitate în clasamentul general și în această sesiune și-au disputat întâietatea, câștig de cauză pentru Bechir. Și final de sesiune, iată, acestea sunt cele 30 de mașini stând la standuri și așteptându-și momentul de asalt în prima cursă de astăzi. Un scurt timp de așteptare până când toată lumea își completează tururile.
Și apoi vom mai aștepta câteva minute până la startul primei curse. Ora estimativă 20:45 pentru acest prim start de astăzi. E momentul să vă luați ceva bun, ceva dulce, o cafea, un ceai. Mai avem acțiune foarte intensă aici, ar fi păcat să nu vă crească și vouă pulsul odată cu noi. Fie că suntem pe pistă și concurăm sau în cabina de comentariu, e la fel de intensă această acțiune din Racing League Romania. Da, avem 5 minute acum până când vom pleca în această cursă cu Andrei Bechir pe prima poziție în fața lui Cristian Berindea. Iată cum se formează această grilă de 30 de concurenți cu Andrei Bechir pe primul loc, așa cum spuneam, în fața lui Berindea. Mergem mai departe, linia a doua, Victor Nicolae și Cristian Moisescu, apoi Radu Dumitrescu și Andrei Morțilă, Mihnea Georgescu pe 7, Mihai Rusu pe 8 și continuăm cu acest grup de 30 de concurenți care își vor disputa prima manșă de la Nürburgring. Îi vedem aici pe Alex Cascatău și Florin Mergea, gata de atac. Iată și pe Robert Prepeliță, Florin Botea și restul concurenților, Acoș Sabo, Andrei Duminică, toată lumea e gata de start. Iată 30 de piloți. Închidem plutonul cu Rareș Dranca pe poziția 30. Acesta este grupul, să-l vedem în toată splendoarea sa și gata de start peste doar câteva minute. Am văzut la ora 6, a fost o cursă suport foarte, foarte intensă, a fost streaming deosebit de popular, cu concurenții care nu au reușit să se califice pentru această cursă. A fost foarte strâns de-a lungul săptămânii, jumătate de secundă între locul 1 și locul 30, tot ce a fost dincolo de acest prag nu a reușit calificarea. Tocmai de aceea oportunitatea unei curse suport s-a ivit pentru distracție și pentru Racecraft, desigur. Două manșe în acea cursă suport, o victorie foarte frumoasă și foarte detașată a lui Robert Botta, un pilot care a arătat clar că își are locul în top 30, mai mulți. Ne spunea campionul sezonului trecut, Cristian Berindea, că e impresionat de abilitățile piloților de pe serverul al doilea, mulți dintre ei fiind absolut capabili să performeze la cote înalte dacă reușesc precalificarea, dacă reușesc să ajungă în acest grup. Da, sunt șanse foarte, foarte bune acolo. Da, doar două minute ne mai separă de startul acestei prime manșe de la Nürburgring. Calmul dinaintea furtunii și da, sigur va fi o furtună această manșă de pe Nürburgring. Primul viraj va fi foarte, foarte dificil pentru toți concurenții. Mai aruncăm o ultimă privire asupra acestui circuit. Se parcurge acest traseu în sens antiorar. Așadar, ceea ce vedeți în partea dreaptă a ecranului este primul viraj. Încolo ne îndreptăm în acest start. Va fi un viraj de 180 de grade. Să vedem cum va fi negociat de către concurenți. E greu, e dificil ceea ce urmează, însă de aceea îi avem pe cei mai buni astăzi la start. Cei mai buni sim racer din România, unii dintre ei sunt sportivi de top, fie în motorsport, fie în alte discipline sportive, activează respectivii, iată-i, vin aici în arenă cu arme egale, cu același setup, doar calitatea lor de piloți va face diferența.
Da, vedem grila cât de puțin mai este până când vom începe o primă manșă absolut nebună pe Nürburgring. Da, și se aprind semafoarele în momentul de față. Să vedem ce se întâmplă la startul primei curse de pe Nürburgring. Iată, plecare bună acolo a Pullmanului. Cei doi componenți Apex Hunters Red, roată la roată. Ia, cine se va înscrie primul în acel prim viraj? Încearcă ceva la interior acolo Victor Nicolae. Să vedem. Da, atacă interiorul. Se lovesc cei doi. Victor Nicolae preia conducerea. Unul dintre componenții Apex Hunter se răsucește. Andrei Bechir pierde mult acolo. Nicolae, Berindea și Morțilă pe primele trei locuri. Robert Prepeliță urcă incredibil până pe locul al patrulea, în fața lui Radu Dumitrescu, răsucit acolo în debutul manșii. Și Radu Dumitrescu are mult de pierdut, trebuie să treacă tot plutonul. Da, Dumitrescu la coadă. Revenim în direct, acolo se trece prin ultimul lac de păr, răsucit Mihai Drăgan acolo. E foarte, foarte dificil de negociat acest prim tur. Multe probleme acolo în pluton, 3-4 în paralel. Nu va fi loc pentru toată lumea acolo. Iată ce nebunie este când completăm primul tur pe Nürburgring. Da, va fi loc de foarte multă acțiune acolo, dar și de penalizări, cine știe. A fost o rundă sălbatică la Imola și aici au încercat organizatorii să-i calmeze pe concurenți, să-i facă să nu dea totul acolo. Iată, Mihnea Georgescu răsucit, alt mare perdant al debutului de cursă în turul al doilea. Trecerea prin acul de păr Grünig este fatală lui Georgescu, aruncat la coada grupului, în timp ce în față Victor Nicolae este urmat de Cristian Berindea. Cei doi încearcă evadarea. Sigur, va fi o nouă dimensiune pentru cei doi, va fi și traficul. Vedem pe mașina lui Berindea, sunt acolo ceva urme, ceva daune. Iată, Berindea îl urmează pe Victor Nicolae, câștigă acolo kilometru după kilometru, pentru că este în aspirația mașinii din față. Da, nu va încerca nimic hazardat acolo. Frânează târziu Nicolae, vine în paralel Berindea. Să vedem ce se întâmplă acolo. Va avea trasa interioară. Victor Nicolae apără interiorul acolo. Berindea forțează, nu e loc, trece cu minte prin șicană în spatele adversarului său. Morțilă încearcă să profite de duelul celor doi. Speră ca cei doi să se încetinească în beneficiul lui. Să ne uităm puțin în top 10. După Morțilă și Prepeliță, Alex Cascatou a reușit și el să scape de probleme în acest început de cursă. Și ne întoarcem și mai aproape la aspirație. Cristian Berindea nu-l va lăsa Victor Nicolae să vină pe interiorul său, îi lasă trasa exterioară acolo. Sunt cei doi în paralel. Să vedem ce se întâmplă la trecerea prin acest prim viraj. Berindea trebuie să-l lase pe Nicolae acolo. Da, pune gazul jos și Berindea trece în față. Victor Nicolae frânase foarte, foarte târziu acolo. Da, rocada așadar pentru primul loc. Berindea 1, Nicolae 2, Morțilă 3, Robert Prepeliță pe 4, Alex Cascatou pe 5. Însă grupul se întinde dincolo de locul al doilea. Merge mai în spate în pluton. Alex Manițiu e în continuare în top 10, confirmă și în regim de cursă ceea ce am văzut de-a lungul întregii săptămâni. Boldur acolo atacat pe interior de Bogdan Mutu. Mutu a fost în bătălie pentru top 10 și la Imola. E din nou acolo, e în top 10, se luptă la vârf. Andrei Duminică pe urmele lor, iată în paralel, trec linia de sosire pentru a completa cel de-al patrulea tur. Roată la roată acolo Boldur și Mutu, frânează târziu Boldur, dar prinde interiorul acolo în acul de păr. Nu e loc de o rocadă momentan. Vali pe 9 în fața lui Bogdan.
din grupul favoriților, Cristian Moisescu, și el a avut de suferit în primul viraj al primului tur și cade pe poziția 13-a, pilotul care reușea cel mai rapid tur în precalificări de-a lungul săptămânii. Are mult de lucrat, mult de recuperat, e în grupul favoriților. La fel și Radu Dumitrescu încearcă să urce loc după loc acolo, e în zona fierbinte. A cucerit locul 18 de la Acoș Sabo, pune puterea jos acolo mai bine decât Dobrea. Dobrea scapă puțin mașina, iată ce avarii însemnate pe mașina lui Dumitrescu după ce a fost percutat acolo la prima trecere prin șicana dreapta-stânga. Suntem în mașina lui Dumitrescu. Iată avarii pe partea dreaptă, geam spart acolo. Însă pare că reușește să controleze bine mașina Radu Dumitrescu pentru moment. E pe urmele lui Alex Moș. Iată, trecem din nou prin șicana care i-a pus probleme la prima parcurgere. Lui Dumitrescu aproape de zid acolo, atinge Dumitrescu. Venim către ultimul lac de păr, către Dutzendijk. Dumitrescu în spatele lui Moș, se coboară până în treapta întâi, larg Moș Dumitrescu, să vedem pe reaccelerare acolo, câștigă poziția. Moș e încă în paralel cu el, însă Dumitrescu pare să aibă prin planul după ce a pus bine puterea jos la ieșirea din acel lac de păr. Mult mai în spate, Andrei Bechir, și pentru el cursă de recuperare, e constrâns să facă asta. Urcă un loc acolo, îl taxează pe Dobrea, în spate Chirvase și Moldovan, piloți obișnuiți să ruleze ceva mai în față și ei victime ale starturilor. A fost un debut de cursă destul de agitat pe această pistă de la Nürburgring, acest circuit urban improvizat într-un cartier al orașului Nürnberg, o zonă de tradiție. Aceasta, renumele său a fost stabilit înainte de al doilea război mondial. Aici era o zonă în care se întâmpla complet altceva. Erau parade mai degrabă de alte vehicule motorizate, mai mult tancuri și vehicule militare. Deoarece aceasta era zona în care partidul nazist își ținea reuniunile. Sigur, nu toți erau de bunăvoie aici, așa era în regimurile totalitare. Ulterior, din 1947, au început cursele aici, întâi moto, apoi și auto. Un detaliu interesant, prima cursă de motociclism pe acest traseu a fost organizată grație soldaților americani care au pus la dispoziția concurenților combustibilul. Era la mare preț în 47, combustibilul nu se găsea cu ușurință, însă ei știau care e valoarea motorsportului și că așa poți reconstrui o țară cu un divertisment de calitate și cu sporturi motorizate. Ulterior au venit și competițiile auto, a fost deosebit de interesant ce s-a întâmplat acolo. Am avut curse de anduranță, iar de peste 30 de ani aceasta e perla calendarului DTM. Sigur că și modelele M330 au început să concureze aici din 1987, de la prima participare. Au bătut această pistă și au fost învingători în repetate rânduri, piloți legendari aici. Primul nume care învingea era chiar Olaf Mantai, renumit ulterior pentru colaborarea sa cu un alt producător, însă a fost pilot BMW, a câștigat la bordul E30-ului aici. După aceea și alți piloți mari mai câștigau la bordul respectivei mașini pe acest traseu. Dar să revenim la acțiune. Florin Botea trece în fața lui Robert Prepeliț. Avem o schimbare aici în top 6. Da, asta se întâmplă în spatele lui Alex Cascatou. El a reușit să profite și să urce pe 4, lăsându-i pe Botea și Prepeliță să-și continue bătălia pentru locul 5. Atacă interiorul acolo, Prepeliță.
Să vedem cine are câștig de cauză. Vine și Taraș, vine și Manițiu. Mai bine pentru Botea ieșirea din ultimul lac de păr. Și au trecut pe nerăsuflate primele 10 minute din această manșă. Iată grupul, pozițiile 5, 6, 7 și 8 în bătălie strânsă, mai puțin de o secundă între ei. Sunt pe urmele lui Cascatău, frânează târziu Botea acolo și blochează interiorul. N-are pe unde să treacă Prepeliță. Manițiu încearcă ceva la Taraș acolo. Juniorii campionatului nostru, iată-i în bătălie, în top 10. Avem piloți de toate vârstele în acest campionat. Un Victor Taraș, la doar 15 ani, reușește lucruri incredibile. Pe de altă parte, avem și piloți trecuți bine de pragul celor 40 de ani, care nu consideră că e o joacă. De altfel, da, în programul nostru de educare prin motorsport virtual, termenul de joc pe calculator este absolut de evitat. Și mai completăm un tur cu Florin Botea, în continuare presat de un Robert Prepeliță, foarte insistent și foarte confortabil în top 10. În spate Manițiu trece de Taraș, să vedem cine accelerează mai bine din acest viraj, din acest prim viraj. Victor Taraș, suntem la bordul mașinii sale, pe interior vine Manițiu și se insinuează în această șicană, pune mașina în fața lui Taraș. Va accelera mai bine Taraș. Am văzut o glisadă acolo din partea lui Manițiu. Taraș insistă, este la aspirație. Îi crește foarte bine viteza, încearcă un interior acolo, mai mult la intimidare. Sper că nu se va ajunge la contact. Nu, foarte civilizat această bătălie. Accelerează bine de tot Manițiu acolo. Taraș încearcă să profite de vidul creat în spatele mașinii adversarului său și să mai câștige la aspirație încă câteva sutimi prețioase. Să vedem cum se va frâna în primul viraj. Toată lumea e precisă acolo. Nici o rocadă. În spate Vali Boldur și Bogdan Mutu, în schimb, fac o dublă schimbare de poziție acolo. Era de așteptat acest duel să continue. Cei doi sunt într-un ritm absolut similar. Moisescu pe 12, Radu Dumitrescu pe 15 și Bechir pe 19. Urcă pas cu pas, însă nu e ușor. E o cursă deosebit de curată aceasta. Vedem ce valoare are experiența acestor piloți. Recunoaștem că echipa de organizare s-a temut de ce mai rău pe acest traseu, pur și simplu. Nu din cauza că ar fi ceva în legătură cu concurenții, ci doar pentru că layout-ul circuitului face ca și cei mai experimentați și piloții din viața reală, piloții de top din DTM, din Formula 3, să aibă probleme aici, an de an. Sunt incidente la cel mai înalt nivel, incidente importante, uneori soldate cu avarii pronunțate sau chiar cu victime. Asta a dus și la modificări aduse traseului, însă sunt aproape 50 de ani de când se concurează, mai precis din 72, se concurează pe această configurație de 2,3 km, o configurație care este acum în memoria tuturor și sper că și pentru voi, telespectatorii noștri, e ușor de reținut acest traseu. Vom trece de la pista cea mai ușor de desenat pe o bucată de hârtie la cea mai complicată în decurs de doar o săptămână în ceea ce privește transmisiunea live, sau mai puțin de 2 ore în ceea ce privește pe piloții care vor putea să înceapă precalificările din această noapte pentru Nürburgring Nordschleife. Nimic nu e mai complicat decât Nordschleife, dar dintr-o complet altă privință. Însă lăsăm momentan iadul verde pentru singurul traseu urban pe care îl avem în calendarul acestui sezon. Nürburgringul în fața dumneavoastră, cu bătălie în top 10, cu un Bechir care mai reușește să facă o victimă la bătaie cu Lucas Hellmann, cel care s-a obișnuit cu poziții de top după polul pe grila inversată de la Imola. A fost în cele mai dure lupte Lucas Hellmann și sigur va
va avea chef să se arate cât mai ofensiv. Iată, pe interiorul lui Bekir îi dă replica acolo Lucas Hellman. Sunt în paralel cei doi. Iată, Bekir acolo reușește să pună mașina în fața lui Hellman. Mergem pe mașina lui Bekir să vedem ce se va întâmpla când ajungem pe frânarea din primul viraj. Va încerca ceva Hellman acolo la interior. Da, bineînțeles că da, nici nu ne așteptam la altceva din partea lui Hellman. Este pe interior acolo. Cine pune puterea jos mai bine, mai eficient? Totuși era pe trasa corectă Andrei Bekir și va avea interiorul la parcurgerea șicanei. Da, bine calculat această manevră de către liderul, co-liderul campionatului Andrei Bekir, 97 de puncte plus ce va mai putea câștiga astăzi. Momentan nu câștigă mare lucru. A fost recompensat cu ceva în calificări, 2 puncte acolo, însă în cursă rivalul său Berindea e lider și nu mai are presiune din partea lui Victor Nicolae acolo. A pus aproape 2 secunde Berindea în raport cu Nicolae. În schimb, Bekir mai are de lucru până să intre în top 15, acolo unde se acordă punctele în această seară, în fiecare dintre cele două manșe. Da, următorul pe lista lui Bekir este Florin Mergea, la bătaie cu Alex Moș. Să vedem în ce ordine se va întâmpla asta. Momentan asta l-a motivat pe Mergea să treacă rapid de Moș. Suntem pe mașina lui Andrei Bekir, prin șicană, foarte precis acolo la apex. Iată cât de greu este controlul pe acea suprafață cu aderență variată, pe acea zonă de beton de pe exteriorul virajului, cât mai aproape de zid, însă nu trebuie să lovește acel parapet. Foarte precis acolo Andrei Bekir. Vedem un detaliu amuzant pe mașina lui Andrei Moș. Este un semn de începător. Da, Andrei Moș este unul dintre cei trei debutanți. Avem dueluri ceva mai în față. Botea și Cascatău la bătaie. A încercat ceva Botea acolo, a venit până lângă Cascatău. Se apără Cascatău. Da, îl atinge din spate Botea la ieșirea din șicană. Vine acolo deja și Manițiu. Să vedem această bătălie în trei. Iată-i în paralel pe cei trei. Se ating acolo Manițiu și Botea. Da, special awareness trebuie pentru acești piloți. Trasă largă a lui Manițiu. Alex Cascatău momentan supraviețuiește pe poziția a patra, însă presiunea se intensifică asupra sa. Cursă solitară pentru Berindea, Nicolae și Morțilă în față, însă iată două grupuri. Botea, Manițiu și Taraș. Da, ce se întâmplă acolo? Botea apără interiorul în fața lui Manițiu. Iese larg acolo Cascatău, nu a reușit să prindă apexul în primul viraj, dar va apăra interiorul și se păstrează în fața lui Botea. În spate Taraș conduce grupul pozițiilor 7-10 cu Prepeliță, Mutu și Boldur. Pe urmele sale ne mutăm puțin în acest grup de 4. Iată ce avarii și pe mașina lui Taraș. Da, la interior acolo Prepeliță, atacat de Mutu, Boldur la pândă, Duminică și Drăgan și ei acolo vizează punctele, Moisescu pe 13, urmat de Tudor Mihai și Radu Dumitrescu. Iată ultimele două puncte puse în joc, Radu Dumitrescu trece în fața lui Tudor Mihai, 2 puncte pentru el în acest moment. Mai trebuie mult mai mult pentru Radu Dumitrescu, care va fi distanțat de Berindea și Nicolae în clasamentul general după această manșă. Mult, mult de pierdut acolo. Ne mutăm ceva mai în față. Cascatăul are pe Botea pe interior acolo. Acest duel continuă. Botea nu a avut viteză acolo la apex, la ieșirea din șicană, și pierde și poziția în fața lui Manițiu. Manițiu e acum cel care îl încearcă pe Cascatău. Cascatău apără interiorul, nu are un ritm grozav Alex Cascatău în aceste momente și e expus acestor bătălii. Iată acolo e în paralel, trece Manițiu. Trebuie să scoată ceva din joben Alex Cascatău, vreo manevră inventată de pe pistele reale, pentru că debutantul acesta Alex Manițiu
confirmă în regim de cursă un ritm stupefiant pe care l-a etalat în precalificări de-a lungul săptămânii. Chiar ne-a impresionat pe toți. Alex Manițiu, iată o nouă figură care se alătură Racing League Romania. Foarte mulți piloți noi în Racing League Romania. Îl vedem acolo oprit pe Mihai Rusu. Primul abandon probabil al acestei curse. Și evadează Manițiu. Îl lasă pe cascatău pradă lui Florin Botea. Da, târziu! Botea îl atinge pe Manițiu. Avantaj pentru Alex Cascatău din această manevră, în care experiența a contat. Rămâne acolo Manițiu. Nu poate să accelereze în fața traficului până când prinde un moment liber. Cade până în spatele lui Andrei Duminică. Va fi la bătaie cu Cristian Moisescu. Iese din top 10. Manițiu are foarte mult de recuperat în aceste momente. Păcat, mare păcat pentru acest contact dintre Botea și Manițiu. E aproape, mai are o secundă și ceva de recuperat. Botea mai recuperat în fața lui Cascatău. Să vedem dacă o va face din nou. Continuă acolo bătăliile. Iată Victor Taraș în mijlocul unui pluton în care Boldur e din nou în fața sa. Bogdan Mutu, Prepeliță, Boldur și Taraș în acest grupuleț. Suntem în ultima treime a cursei. Și dacă lucrurile s-au stabilizat în față cu Berindea în continuare mai rapid decât Victor Nicolae, controlează acel avans, nu-l lasă să coboare sub o secundă. Și Morțilă se stabilizează și el pe poziția a treia, fără presiune din spate. Cursă solitară pentru Morțilă. În schimb, liderii vor prinde trafic. E foarte aproape Gabriel Movilă. Cât mai e de la Berindea până la Movilă, doar, iată, mai puțin de 4 secunde l-am văzut pe Movilă ieșind din ultimul ac de păr. Berindea îl vede, îi va da probabil flash-uri, știe Movilă ce are de făcut, îi se vor arăta steagurile albastre și e obligat să le respecte. Vine Victor Nicolae. Tur bun, iată 160 de minimi recuperate de Nicolae pe acest ultim tur. Probleme în schimb pentru Moisescu. Se răsucește acolo în șicană și iese din puncte. Cade mult în spatele lui Bechir. Cade până în jurul locului 20, unde va da peste alte nume interesante. Iată George Cățan, alt debutant. Foarte, foarte bine, dacă tot vorbeam de motociclism pe Nürburgring, iată, aducem și noi un motociclist aici. E un pilot din Moto RC, un pilot foarte, foarte promițător. A reușit rezultate impresionante pe final de sezon 2019 și cu siguranță abia așteaptă noua campanie. Mi-a plăcut mult cum a mers Cățan în precalificările de pe Nürburgring și iată, ritmul său se vede și în această cursă. Așa cum ne așteptam, Florin Botea revine asupra lui Alex Cascatău. S-a topit acea secundă și este în aspirația mașinii cu numărul 12 a West Competition Racing. Numărul 99, Florin Botea, pe linia de start sosire, mai sunt 7 minute și vede poziția a patra chiar în fața sa. Cât de târziu va frâna Alex Cascatău? Să vedem dacă se înscrie la Apex. Da, reușește destul de bine, pune puterea jos. Botea nu are pe unde să treacă și va mai trebui să aștepte puțin. Sigur vor mai urma atacuri. Bechir foarte rapid, 55-8, nu a rulat atât de rapid niciodată în decursul acestei săptămâni. Foarte, foarte puternic Bechir în tentativa sa de a prinde ceva puncte. Iată, mai are doar câteva zecimi până la Alex Moș, care este sinonim cu un punct, acel loc 15 ocupat de Moș. În față Berindea controlează ritmul, e cu jumătate de secundă mai lent decât Bechir, însă esențial este să-i contenească asalturile lui Victor Nicolae, care nu e momentan în postura de a-l ataca. 1,2-1,5 secunde între protagoniștii acestui început de pe Nürburgring, o primă manșă în care Berindea și Nicolae au scăpat de haosul de la început și pot să se
bucure de niște puncte serioase acolo pentru primele două locuri. Botea în continuare pe urmele lui Cascatău. Bekir între timp a trecut de Moș și a intrat în zona punctelor. Movilă foarte, foarte sportivă acolo. I-a lăsat pe primii doi să treacă de el. Își continuă cursa acolo Gabriel Movilă pe poziția 29. Îl vedem pe Andrei Morțilă la peste 11 secunde în spatele lui Victor Nicolae. Și el un sportiv de top, un snowboarder de renume al României, însă și contactele sale cu lumea auto sunt impresionante în viața reală. Instructor certificat BMW, locuiește acum în Canada, dar nu se poate ține departe de nicio formă a cailor putere. Iată, se trezește de vreme pentru a fi alături de noi în această competiție și va culege roadele după ce a fost în prima linie pe grila inversată la Imola, dar nu a putut să convertească asta în multe puncte. Acum se îndreaptă către podium Andrei Morțilă. E departe Cascatău de el, cu ochii mai mult în oglinzile retrovizoare la ce va face Botea pe acest final de manșă. Momentan l-a mai liniștit puțin Alex pe Florin acolo. E o secundă care îi dă puțin timp de respiro lui Alex Cascatău. Prepeliță și Mutu, roată la roată. Mai terminăm încă un tur la Nürburgring și nu mai sunt multe bucle până când vom încheia această cursă. Iată pe interior Prepeliță foarte, foarte târziu acolo. Mutu frânează exact unde trebuie. Poziția e din nou a lui Bogdan Mutu în fața lui Prepeliță. Să vedem dacă va încerca un nou atac la interior în șicană Prepeliță acolo. Da, îl silește pe Mutu la o trasă largă. În prima parte a șicanei nu are pe unde, îi pune mașina în față Mutului Prepeliță și duelul acesta va continua. Tara și Boldur așteaptă să vadă ce poate pica acolo. Răbdarea este testată lui Prepeliță pe două roți acolo. Mutu însă controlează extraordinar mașina și face un block pass pe care aș vrea să-l revăd din cât mai multe cadre după această cursă. Voi reveni asupra acestui moment incredibil, controlul lui Mutu. Prepeliței pe interiorul său și s-ar putea și Taraș să se implice acolo. Să vedem unde va frâna Prepeliță. Se oprește bine acolo și pune mașina în față lui Mutu. Câștigă o poziție Prepeliță și Mutu e în paralel cu Taraș în momentul de față. Boldur așteaptă și el acolo să vadă ce va ieși din această bătălie. Da, ezită acolo, era să lovească la interior. Mutu lovește până la urmă la exterior Boldur. Și Taraș reușește să vină în paralel cu Mutu și are interiorul în ultimul lac de păr. Unde vor frâna fiecare? Da, îi pune mașina în fața acolo Tarașului Mutu. Și în momentul de față Victor e ocupantul poziției a șaptea, dar Mutu e pe interiorul său. Venim către linia de sosire cu Boldur în postura de spectator de lux. Iată cum se vede bătălia aceasta, roată la roată acolo îl împinge Taraș pe Mutu. Să vedem ce se va întâmpla între cei doi. Vine bine de tot acolo Boldur în spatele lui Mutu. Mutu va încerca să-i dea replica lui Taraș. Dumitrescu pe 13, Bekir pe 14 și nu sunt puncte pentru Cristian Moisescu la orizont în această manșă, locul 20, nici pentru Florin Mergea, locul 22, Bogdan Moldovan 24, Rareș Dranca, Mihnea Georgescu, Alex Dobrea și Horia Platona în tur cu liderul, mulți concurenți, iată până la locul 26, însă mai are de prins ceva Cristian Berindea. Partea bună e că n-are presiune, a scăpat un pic de Victor Nicolae. Poate să gestioneze problema traficului în aceste ultime tururi de circuit. S-a liniștit puțin situația aici. Dar mai în spate Mihai Drăgan îl atacă pe Alex Manițu, frânează foarte târziu Drăgan acolo. Manițiu încearcă reaccelerarea, e foarte, foarte strânsă bătălia între cei doi și în spate se văd doi dintre piloții de top ai campionatului,
Radu Dumitrescu învingător pe Motor Park și Andrei Bechir învingător la Imola așteaptă să culeagă ceva roade de pe urma duelului dintre Manițiu și Drăgan. Momentan totul e curat între cei doi. Dumitrescu se apropie, dar va fi în curând în criză de timp. Da, târziu acolo, amândoi încearcă Dumitrescu ceva, Drăgan iese, pune puterea jos și îl atinge pe Dumitrescu acolo, nu și-a ținut trasa Mihai Drăgan și Andrei Bechir e următorul care va încerca să-l devanseze pe Drăgan. Între timp a mai fost un atac al lui Botea asupra lui Cascatău. Cei doi sunt în paralel acolo, trecem prin șicană. Se va termina această cursă, Cristian Berindea iese din ultimul viraj în spatele lui Mihnea Georgescu și va învinge victorie pentru Cristian Berindea în aceste momente și Norris Ringul este cucerit de campionul la titră în fața lui Victor Nicolae, care pentru 2 secunde nu poate să câștige pe Norris Ring. Nu a avut răspuns Nicolae de această dată la ritmul lui Berindea. Morțilă, podium, ce surpriză! Foarte, foarte solidă cursa sa și Alex Cascatău rezistă în fața lui Botea. A trebuit să scoată ce avea mai bun Alex Cascatău pentru a rezista acolo. În ce ordine se trece aici? Prepeliță, Taraș, Mutu și Duminică. Nebunie acolo! În ultimul viraj, da, Dumitrescu iese rău. Bechir ajunge în top 10 în mod miraculos după această bătălie cu Manițiu și cu mulți alți piloți. Manițiu, Tudor Mihai, Alex Moș, Mihai Drăgan și Vali Boldur ocupă locurile în puncte. Restul mai câștigă câte ceva, însă acest final de manșă a fost haotic, a fost o nebunie acolo pentru Radu Dumitrescu. El iese categoric cel mai rău din această situație. Venim la boxe cu primii doi. Cursă curată și victorie din nou pentru Cristian Berindea, este al treilea succes în 7 manșe în debutul sezonului, al 5-lea al Racing League Romania. A câștigat pe Red Bull Ring cu plecare din pol, apoi și la Imola tot cu plecare din pol. Acum n-a avut nevoie de pol, a plecat doar mai bine decât Andrei Bechir, s-a duelat cu acesta în primul viraj. Apoi a reușit să treacă de Victor Nicolae și a obținut o victorie foarte muncită, foarte bine pentru Berindea, devine lider al campionatului după o primă etapă nebună, nebună de tot pe Nürburgring. Da, ne întoarcem cu câteva cadre din perioadă. Iată BMW-urile duelându-se în 1989 pe acest traseu. Se duelează și astăzi în plan virtual în Racing League Romania. Și pauza dintre aceste curse ne prilejuiește un alt flashback, un alt moment deosebit de interesant. Un schimb de experiență între Bruno Spengler și Roberto Ravaglia, campion DTM în 1989, respectiv 2012. Coming in the box this morning and saw that car with my colors and the number one and my name on the car was something very, very special. I will not forget the day, you know. I'm here after 20 years. I was driving the last time in Hockenheim. Let's push, man. But don't overtake me. Eh? We'll be right back.
what I like on your car is that mostly it's like a go-kart a bit to drive, you know, because it feels really, it's light. Yeah. The car is really light and really reactive. What I don't like in this car, I'm sitting so low that I couldn't see the front. I don't know where is the front wheel. I'm, I don't know, yeah. 1 meter from the corpse or over the corpse. I enjoyed it until Sax Corner, because then he overtook me. Revenim în direct după acest moment în care am văzut cât de mult au evoluat mașinile din DTM de-a lungul timpului, de la M3-ul E30, care era un spectacol la vremea lui, s-a ajuns la o nouă generație. Mașinile actuale din DTM, însă competiția e la fel de spectaculoasă și toți piloții actuali își manifestă nostalgia și dorința de a fi cât mai adesea la comenzile mașinilor vechi ale mărcii, modele legendare, fie că vorbim de 3.0 CSL, fie că vorbim de M3 E30 sau atâtea și atâtea, M1 Procar, sunt mașini de renume în portofoliul BMW și în cadrul diviziei BMW Classic, pe care orice pilot care semnează cu BMW, e una din primele întrebări pe care le pune: când pot să ajung și eu puțin în garajul acela secret și să iau la o tură de circuit pe una dintre mașinile acelea cu care au copilărit și care au făcut tradiție și care au, până la urmă, au construit mitul numit BMW astăzi. Suntem, iată, pe grila inversată până la urmă. Acel haos din ultimul viraj al ultimului tur a făcut un lucru foarte interesant. L-a adus pe Bekir chiar pe poziția 10-a, o poziție care îi oferă o șansă incredibilă, plecare din pol. Dacă ar fi terminat pe 11, tot de pe 11 pleca și în această manșă, i-ar fi fost greu să adune puncte importante, însă acum, iată, revanșă pentru Bekir. Terminam prima manșă cu Berindea pe 1 și Bekir pe 10, acum e fix invers. Berindea a fost aruncat pe 10 din cauza grilei inversate, ba chiar va pleca și cu balast. 30 de kilograme suplimentare pentru Berindea, 20 pentru Nicolae, 10 pentru Morțilă, ei sunt pe 8, 9 și 10. În față Bekir, mașină întreagă din nou, fără daune, o mașină cu care poate sprinta pentru a egala scorul victoriilor, la fel cum a făcut-o la Imola. Să vedem ce va reuși Bekir la plecare în manșa secundă. Iată, în momentul de față ne lansăm în această a doua manșă de pe Nürburgring cu Andrei Bekir apărând acolo interiorul în fața lui Andrei Duminică și Bogdan Mutu. Taraș pe exterior, Bekir vrea să păstreze întâietatea la prima trecere prin acest ac de păr. Să vedem ce va reuși acolo, da, Bekir cu minte, stă bine, Berindea urcă câteva locuri acolo, trece din nou în fața lui Nicolae, asta e cheia. Da, în șicană, Botea se răsucește acolo, din nou probleme în spate, nu poate să se termine un tur în liniște pe acest traseu. Bekir pe 1, Victor Taraș pe 2, Andrei Duminică pe 3. Astfel vom încheia această primă parcurgere a traseului de la Nürburgring. Bogdan Mutu intră la boxe după doar un tur. E o problemă acolo, alt pilot de top care nu reușește să facă puncte mari în această cursă. Berindea între timp deja pe poziția 4-a, Cascatău la mare bătaie acolo cu Manițiu. Da, Manițiu vine în fața lui Cascatău, ia pentru moment locul al 5-lea. Bogdan Moldovan urcă, incredibil, e deja pe 7.
foarte bună plecarea lui Bogdan Moldovan. Să vedem între timp cine a avut de suferit. Victor Nicolae este cea mai importantă victimă a acestei curse. Victor Nicolae este la boxe după doar un tur. Mihnea Georgescu și el l-a aruncat la un tur. Sunt mari, mari probleme. Asta va fi o manșă de uitat pentru Victor Nicolae. Dacă se va solda cu abandon în final, s-ar putea să fie o recoltă subțire de puncte pentru acest title contender, pentru Victor Nicolae. Însă revenim la acțiunea de pe circuit. Au trecut două tururi și Taraș e cel mai apropiat urmăritor al lui Bekir. Frânează târziu acolo, duminică pe 3. Acestea sunt potențialele victime pentru Cristian Berindea în perioada următoare. Manițiu pe 5, Moldovan în spatele lui Alex Cascatău, acolo Alex Moș, Andrei Morțilă și Lucas Hellman completează top 10-ul. Moisescu și Radu Dumitrescu din nou, mult de recuperat pentru ei în această manșă. Da, totul s-a încheiat pentru Victor Nicolae, din păcate, nicio șansă la puncte. E în continuare la standuri, da, un mare 0 în această manșă pentru Victor Nicolae. Ușurați componenții Apex Hunters Red, Andrei Bekir conduce și încearcă evadarea, știe care e problema. Are șanse foarte bune să obțină victoria, până când va ajunge Berindea pe 2, care a apărut că are totuși un ritm comparabil. Cât îi va lua oare lui Berindea să treacă în siguranță pe acest traseu de duminică și apoi de Taraș? Și unde va fi Bekir până atunci? Stăm alături de Taraș acolo, liniștit momentan. Duminică e deja cu atenția îndreptată în spate asupra asalturilor pe care le dă Berindea. Iată mașina lui Duminică și un Berindea din ce în ce mai mare, din ce în ce mai amenințător la completarea turului al treilea. Continuăm în această bătălie. Vizează un podium din nou Cristian Berindea. În absolut fiecare manșă de până acum îl atinge din spate pe Duminică. De fiecare dată revin, Berindea a reușit cel puțin un podium în fiecare weekend de cursă din sezonul al cincilea. În aceeași situație și Andrei Bekir și Victor Nicolae. Seria va continua cel mai probabil. Berindea și Nicolae au fost pe podium în prima manșă. Bekir se profilează ca ocupant al podiumului în cea de-a doua, însă Berindea e cel care vrea mai mult și chiar poate să obțină. Atacă interiorul acolo în ultimul lac de păr. Să vedem dacă va fi contact acolo, interior pentru Berindea în fața lui Andrei Duminică. Cine accelerează mai bine acolo? Da, Andrei Duminică va fi pe exterior dacă cei doi se păstrează în paralel. Momentan e în față Duminică. Suntem on board cu Berindea, care va frâna cât poate el de târziu pentru a subtiliza poziția a treia în primul lac de păr. Acolo frânează în spatele lui Taraș. Dar Duminică trebuie să se recunoască învins. Pentru moment, Cristian Berindea s-ar putea să aibă o surpriză acum în șicană. Nu, e deja în față și cade acolo Duminică pe 4, însă tot e o plasare foarte, foarte bună pentru el în această manșă. Trebuie să rămână concentrat Duminică și pentru el sunt șanse de puncte foarte, foarte bune, mai bune decât în tot sezonul până acum. Berindea urcă așadar pe 3. Încearcă ceva acolo la interior, foarte precaut Duminică. E un stres asupra lui Berindea, dar și Duminică e prins în sandwich acolo. Vine Manițiu. Cascatău nu ține ritmul cu acest grup care își dispută poziția a treia în momentul de față. Să vedem ce va face Manițiu. Exterior pentru el. Apără interiorul Duminică. Să vedem unde va frâna. Nu-l atinge pe Berindea. Foarte precaut, foarte bine frânează cei trei în primul viraj. Se încetinesc destul de tare. Momentan Taraș a evadat. În schimb, Radu Dumitrescu, după startul acela de cursă foarte bun, își revine, nu rămâne cu mintea la ce s-a întâmplat în prima cursă și urcă loc după loc.
E atins acolo de morțilă. Încă un contact pentru Radu Dumitrescu. Contacte repetate acolo și din nou e prins într-un grup absolut sălbatic. Radu Dumitrescu cade până pe 12. Mai rău iese Cățan. El a avut cel mai mult de pierdut acolo, dar sunt daune vizibile pe mașina lui Dumitrescu. Și Moisescu a fost acolo atins de efectul de domino provocat de morțilă și Dumitrescu. Între timp, Andrei Bechir se duce la 4 secunde în fața lui Taraș. Frânare întârziată, ba chiar o ratare gravă pentru morțilă. E nevoit acolo în acul de păr să intre în marșarier. Însă punctele s-au dus pentru moment și urcă loc după loc Moisescu și Dumitrescu și toți ceilalți care profită de această inexactitate din partea ocupantului podiumului primei manșe, Andrei Morțilă. Iată avarii, partea frontală atât la mașina lui Moisescu cât și a lui Radu Dumitrescu. Reamintim, aceștia sunt ocupanții locurilor 4 și 6 în clasamentul general. Moisescu venea aici cu 71 de puncte după runda de la Imola în fața lui Radu Dumitrescu. Și în cursă și în clasamentul general sunt ceva puncte de câștigat pentru cei doi. Însă destul de puține. Reaccelerează acolo Radu Dumitrescu și încearcă să intre cât mai rapid în top 10. Suntem la bordul mașinii lui Radu Dumitrescu. Vedem cât de precis este în șicană acolo. Lipit în spatele mașinii lui Cristian Moisescu, vede locul al 10-lea, cât este de aproape de el. Să vedem dacă va da un atac. Apără interiorul Moisescu acolo, nu va fi pe trasă ideală pentru reaccelerare. Târzie frânarea lui Moisescu și Radu Dumitrescu zice mulțumesc mult pentru moment. Îl are în continuare în paralel pe Moisescu, însă esențialul a fost făcut, e pe interiorul său. A pus mașina în fața acolo și va continua să se placeze pe partea stângă pentru a evita riposta lui Moisescu. Târzie frânarea lui Radu Dumitrescu, din nou fără ABS-ul despre care vă vorbeam și în preview-ul etapei. Un ABS dezvoltat de un inginer român pentru BMW Motorsport. Era inginerul Andrei Belu, cel care monta un ABS fără știrea piloților la finele anilor 80 pe aceste modele. Și piloții pur și simplu îi dădeau un feedback grozav și astfel a fost înfăptuit ceea ce părea puțin realizabil, ideea unui ABS în mediul curselor. Acum toate modelele GT de top cu care se concurează beneficiază de ABS până la cel mai înalt nivel, însă acum 30 și ceva de ani acest lucru era o noutate, era o ciudățenie, era un lucru temerar și iată, ne mândrim că un român a înfăptuit-o tocmai pentru aceste mașini BMW M3 E30 DTM. Și mașina de grupa A este incredibilă istoria acestui model și prin câte a trecut pentru a putea fi atât de competitiv pe cât este și a crea o legendă care, iată, în 2020 continuăm să o omagiem prin alegerea noastră. Bechir între timp la 6 secunde de un Taraș atacat deja de Cristian Berindea, a scăpat de presiunea din spate Berindea și acum se poate concentra pe Victor Taraș. Mergem acolo cu Victor Taraș urmat de Cristian Berindea, frânează târziu Taraș și Berindea îi mulțumește pentru un loc secund pe care îl obține cu mare ușurință. Totuși presiunea a fost pusă timp de puține minute asupra lui Taraș. 1-2 pentru Apex Hunters Red după 11 minute din această cursă secundă extrem de spectaculoasă. 6,6 secunde, să ținem minte aceste cart. Berindea a scăpat de Taraș și pleacă în urmărirea lui Bechir, însă avansul de care se bucură Bechir este mare. Să vedem cum va evolua aceste cart între cei doi. Mașina numărul 46 are așadar un avans liniștitor. Vine Berindea acolo.
Bekir a coborât din nou sub baremul celor 56 de secunde în această cursă. Berindea nu reușește să o facă momentan, însă pentru Tarash lucrurile se complică acolo, cu Manițiu tot mai insistent. Vede și el un podium la prima participare în Racing League Romania. Ar fi incredibil pentru Alex Manițiu, juniorul, la bătaie cu un coleg de generație. Vede un loc 3 foarte fezabil. Tarash acolo trebuie să își revină într-un ritm bun. A fost destabilizat și a câștigat bătălia mentală Berindea, însă Tarash trebuie să o ia de la zero în defensiva sa în fața lui Manițiu. Cade între timp Andrei Duminica acolo, probleme pentru el. Ce s-a întâmplat oare? Da, acestea par a fi probleme cu conexiunea, totuși pare rău pentru Andrei Duminică, pentru ce i s-a întâmplat acolo. Însă în top 6 urcă acum Bogdan Moldovan. Academia West Competition Racing, iată, e în fața unui nou rezultat mare. Din păcate Mihnea Georgescu s-a retras din această cursă, dar Bogdan Moldovan e în top 6 și mai mult decât atât, încearcă ceva acolo la Alex Cascatău, la echipa de seniori. Moldovan are o șansă bună. Nu vor fi ordine de echipă. Dacă e mai rapid, sigur va încerca să treacă cât mai curat. Însă vedem, Alex Cascatău pune acolo puterea cu greu la ieșirea din șicană. E o glisadă a lui Cascatău în față, rocadă, încearcă ceva Manițiu, larg acolo și Tarash răspunde pe interior, pe trasă ideală. Da, se joacă poziția a treia, se joacă și locul al cincilea. În această cursă suntem pe la jumătatea sa. Primul loc pentru Bekir. Berindea nu reușește să fie mai rapid, nu se apropie, însă își securizează poziția a doua în momentul de față. Da, deja trafic acolo în fața lui Bekir, Andrei Duminică. Și Tarash din nou greșește în acul de păr, e în paralel cu Manițiu. În momentul de față Manițiu a încercat din nou ceva acolo, trebuie să se reprinieze Manițiu, însă nu va dura mult până când va ataca din nou. Strânge bine în partea a doua șicanei Manițiu acolo și e din nou la aspirație în spatele lui Tarash. Îl vedem și pe Bogdan Moldovan arătându-se în spatele lui Cascatău, din nou pe interior Manițiu, larg Tarash, să vedem cine accelerează mai bine. E încă Victor Tarash în față, da, se va mai completa un tur cu Tarash pe 3 și Manițiu pe 4. Cascatău și Moldovan la pândă acolo, așteaptă să se întâmple ceva între cei doi, dar au și ei bătălia lor. Interior acolo, apărat de Cascatău, apărat și de Victor Tarash în momentul de față. Va fi tot pe interior și la șicană, nu poate Manițiu să treacă, însă va încerca să păstreze acolo un interior. Nu e momentul încă. Suntem la jumătatea manșei, Victor Tarash ovește zidul acolo, încearcă să se folosească de ultimul milimetru de pistă disponibil, dar să-și păstreze mașina întreagă pe cât posibil. Moisescu și Dumitrescu în top 10. Încearcă și ei să adune niște puncte acolo în fața lui Botea, Mutu, Sabo, Cățan și Movilă, ocupanții ai locurilor în puncte la jumătatea întrecerii. Merge mai în spate cu Bogdan Moldovan, din nou foarte, foarte aproape de mașina cu numărul 12, pilotată de Alex Cascatău. Să vedem ce va încerca în primul lac de păr. Frânează bine, frânează la timp acolo. Amândoi. Între timp sunt probleme, se mai retrag câțiva piloți, îl pierdem pe Mihai Drăgan și Lucian Chirvase, s-a oprit în primul lac de păr, sunt probleme acolo la coada plutonului. Iată din nou cât de greu controlează Alex Cascatău mașina acolo, e în continuare expus unui atac furibund din partea lui Bogdan Moldovan, foarte precis Moldovan. În față Manițiu și Tarash își continuă bătălia. Foarte strâns acest grup, vom sta în această bătălie pentru locurile 3-6 în continuare. Deja v-ați obișnuit cadre de aici. Tur după tur după tur. Manițiu în paralel cu Tarash, de această dată are interiorul și va urca pe poziția a treia. Încearcă și Bogdan Moldovan
ceva acolo, răbdător, știe că e un coechipier până la urmă, nu îl presează. Nu îl pune într-o situație delicată pe Cascatău. Manițiu pe 3, Taraș încearcă să-i dea răspunsul în șicană acolo, însă nu e momentul. Momentan, Manițiu are câștig de cauză, să vedem, s-au schimbat rolurile acolo. Ce se întâmplă în momentul în care vânătorul devine vânat? Era mult mai confortabil să fii cel care dictează în ofensivă ceva mai din spate decât să pilotezi mereu cu ochii în oglinzile retrovizoare. E cazul ca Taraș să fie atent că s-ar putea să vină Cascatău și Moldovan peste el dacă mai încearcă câteva atacuri cu sorți de izbândă minime asupra lui Manițiu. Pare să se desprindă momentan Manițiu. În față vedem doi întârziați între Bechir și Berindea. Berindea la aproape 8 secunde de lider. Cursă liniștită pentru primii doi. Rareș Dranca e și el prins acolo cu un tur. Între timp fruntașii l-au prins și pe Dincă. Următorul care va ceda turul va fi Alex Dobrea. Însă mai durează câteva secunde până se întâmplă asta. Se dă foarte sportiv din calea grupului. Rareș Dranca trec locurile 3-6 în fața sa. Și Dranca își continuă și el cursa într-o zonă în care nu îi incomodează pe cei din față. Da, pare că e un pic mai confortabil Cascatău în momentul de față. Un tur ceva mai bun. Atent și el la ce poate să facă în fața lui Victor Taraș. Da, din nou imprecis acolo, Taraș frânează foarte, foarte târziu în primul lac de păr și se strânge acest grup. Manițiu evadează puțin acolo. Din nou, nu prinde apexul ca lumea, Victor Taraș în șicană. Cascatău larg, lovește zidul din nou și nu va avea viteză la ieșirea pe linia dreaptă din spate. Merge către ultimul lac de păr, Moldovan nu îl atacă, așteaptă din nou foarte răbdător Bogdan Moldovan să vadă ce poate face Cascatău în duelul său cu Victor Taraș. Îi arată din nou acolo un nas de mașină rivalului și totodată coechipierului său. Foarte, foarte strâns acolo, aproape Moldovan în spatele lui Cascatău. Poziția 5-a se joacă, însă cei doi îl vizează și pe Victor Taraș. Câtă răbdare va mai avea Moldovan? Tururile se scurg. Mai sunt 10-11 bucle pe Norris Ring în această manșă secundă. Bechir e liniștit acolo, peste 9 secunde în față și ne pregătim pentru o oglindire a rezultatelor de la Imola pe un traseu cu un caracter total diferit. Victorii pentru Berindea și poate Bechir peste 10 minute, de ce nu? În cadrul parteneriatului semnat de Racing League Romania cu Motul, cei doi au fost premiați cu produse ale brandului de uleiuri și lubrifianți. După performanțele de la Imola și iată, din nou vor putea băga mâna în jobenul cu surprize Motul pentru premii cei doi. Berindea e sigur de asta, e sigur că se va mai alege cu ceva din partea partenerului nostru. Bechir mai are puțin de luptă, mai are încă 9 minute până va face asta. Dar iată ce diferențe se iscă în această cursă. Andrei Duminică și el foarte sportiv iese acolo de pe trasa ideală și își continuă cursa. Moldovan la limită în spatele lui Cascatău evită un contact. S-a desprins Manițiu, e mai rapid decât Berindea în momentul de față, însă e totuși departe, 2,8 secunde și 8 minute rămase. Manițiu va putea oare să facă ceva, să-i pună în pericol poziția secundă lui Berindea? Îmi vine greu a crede, însă chiar și așa locul al treilea e fantastic pentru
un Manițiu care a fost fulgerător cu ritmul său de-a lungul săptămânii pe Nürburgring, la debutul în Racing League Romania. Foarte, foarte bine, din ce în ce mai mulți piloți de valoare, jumătate de secundă i-a separat pe primul de al 30-lea pe care îi avem pe această grilă de astăzi. E foarte strâns acolo, dar apar de la săptămână la săptămână nume noi. E din ce în ce mai greu să fii pe această grilă de 30. Sigur, elementul de distracție e asigurat de cursa suport și începând cu această săptămână chiar și de cursa pozițiilor 61-90. Iată, un al treilea server a fost lansat de organizatori pentru ca și acești piloți să aibă parte de cursele lor. Acestea se dispută mai devreme în spatele ușilor închise până când vor dobândi experiența necesară să vină și ei în fața dumneavoastră. Dar e important, una e să reușești un tur rapid și alta să ții acest ritm în bătăliile acestea aprige timp de jumătate de oră, să faci o pauză de doar 5 minute și apoi să o iei de la capăt, ba chiar și cu grilă inversată și cu balast, dacă s-a nimerit să ocupi podiumul. Larg acolo Cascatău, pune puterea jos cu dificultate în ultimul lac de păr, e șansa lui Moldovan să vină pe interiorul său. Presiunea lui Moldovan e de mai bine de 10 minute asupra lui Cascatău acolo și acum are șansa să recupereze o poziție, să urce în fața lui Cascatău. Moldovan pe interior, Cascatău pe exterior. Ce va face Moldovan? Foarte, foarte precaut acolo. Nu riscă nimic, dar câștigă poziția. E temporar. Cascatău încearcă să-i dea replica și reaccelerează acolo. Suntem pe mașina lui Cascatău. Să vedem dacă va forța Bogdan Moldovan pe interior. Nu, foarte, foarte elegant acest duel. Cei doi pierd un pic contactul cu Victor Taraș, care este din ce în ce mai sigur de locul al patrulea în această cursă. Da, acum s-a plasat pe interior Cascatău, a venit pe o trasă largă și speră la o reaccelerare eficientă Bogdan Moldovan. Iată cât de aproape este acolo. Suntem cu cei doi în paralel acolo. Vine Bogdan Moldovan pe interior, frânează în acul de păr foarte, foarte târziu din nou. Cascatău, da, vulpe bătrână, e din nou în față. L-a silit pe Moldovan să frâneze târziu și să iasă de pe trasă. Suntem cu Cascatău pe locul al cincilea în continuare. Doar câteva secunde a fost Moldovan în față. Cei doi sunt la peste 2 secunde de Victor Taraș în momentul de față. Dar Moldovan va mai încerca cu siguranță. Atacuri asupra lui Cascatău nu se simte în largul său, așa cum ne spunea de-a lungul săptămânii. Cascatău salvează totuși puncte importante pe un circuit care nu e tocmai pe placul său. Vin piste mai bune pentru el, vin ocazii să-și pune experiența în valoare, mă gândesc mai ales la runda de la Spa, circuit pe care în viața reală are foarte multe tururi, mult mai multe decât oricine altcineva din țara noastră și mai ales din Racing League Romania. Iată, foarte aproape acolo Bogdan Moldovan continuă să îl preseze pe Cascatău. Bechir în față trece de piloții întârziați unul după celălalt, i-a lăsat în urmă pe Alex Dobrea și Florin Mergea. Nu vor fi puncte la orizont pentru Florin Mergea în această manșă. În schimb, iată, rocade aici George Cățan, în continuare, foarte, foarte rapid, va prinde totuși top 15 și ceva puncte. Vedem un skin nou lucrat de Acoș Sabo. Foarte bine arată această mașină a lui Sabo. Ia să o vedem mai de aproape. Este mașina care prezintă partenerul nostru Racing Sim. Un skin foarte, foarte elegant din partea lui Sabo, care va aduce această mașină în top 15, se pare, în această manșă. Da, probleme avem, încă un abandon acolo. Alex Moș, un alt pilot care se îndrepta spre puncte, iată, lovitură de teatru acolo, iese din top 10.
Alex Moș și îngroașă lista abandonurilor, din păcate, în manșa a doua de la Nürburgring. Bekir continuă neabătut acolo, 56-1, peste 10 secunde în fața unui Berinda care nu are cum să mai fie prins de Maniciu. Se pare că avem un podium conturat. Bekir, Berinda și Maniciu sunt întârziați acolo între locurile 2 și 3. Sunt secunde bune, 4 secunde, mai puțin de 4 minute până la finele manșei. Taraș a scăpat și el de presiune și va termina cel mai probabil pe locul al patrulea. În spate, Cascatău are în continuare de furcă cu Bogdan Moldovan, iar Radu Dumitrescu a ajuns lângă cunoștința sa mai veche, un pilot cu care știe ce înseamnă să te duelezi. La Imola a fost un duel fără menajament între cei doi. Din nou atinge din spate Dumitrescu pe Hellmann. Să vedem ce poate face acolo. Încearcă să se pună în paralel, îl strânge cu ușa acolo Hellmann, dar Dumitrescu găsește breșa. Vor frâna cei doi pentru ultimul lac de păr al turului de circuit. Bloc pas executat perfect de Radu Dumitrescu, care reușește să urce o poziție. Să vedem dacă îi va răspunde Hellmann. Dumitrescu acum pe 8. Continuă să țină aproape de Cristian Moisescu. El la o secundă de acesta. Cei doi au urcat împreună câteva locuri de-a lungul acestei manșe și punctele acestea se vor putea dovedi foarte importante în economia campionatului. Ne apropiem de jumătatea acestui sezon care trece, iată, atât de repede. În fiecare duminică avem etapă, vă ținem aproape de televizoare sau de streamingul nostru. Suntem aici săptămână de săptămână. Piloții abia așteaptă deja, unii au început să se acomodeze cu Nürburgring Nordschleife, o etapă care are nevoie de o atenție sporită. O săptămână nu e de ajuns. Da, s-a întâmplat rocada până la urmă. Moldovan în fața lui Alex Cascatău. Să vedem acum Cascatău cât de precaut va fi. Moldovan până acum a fost extrem de elegant în duelurile sale cu Cascatău. Acum reușește să pună bine puterea jos Moldovan. Deloc bine Alex Cascatău, din păcate, pierde contactul și cred că s-a încheiat aici și această bătălie. Cascatău trebuie să se liniștească și să ajungă la final, să ia punctele pentru un loc 6. Din nou e bine, dat fiind unde sunt unii dintre adversarii săi. Dumitrescu e în spate, Moisescu e în spate, iar Victor Nicolae nu va puncta în cursa a doua de la Nürburgring. Așadar, un loc 6 nu sună atât de rău. Și odată cu această bătălie, cred că avem un top 6 cristalizat. Andrei Bekir este cel mai probabil în ultimul tur, mai sunt 25 de secunde, să vedem dacă mai prinde o buclă sau nu Andrei Bekir. În orice caz, un display dominant din partea lui Bekir, care se îndreaptă spre o nouă victorie. Începuse echilibrat sezonul cu 4 curse câștigate de 4 piloți diferiți, însă apoi Apex Hunters Red a intrat într-o altă dimensiune, au mai găsit o viteză în plus, am putea spune, și Bekir câștigă manșa secundă de la Nürburgring. Berinda și Bekir învingători la Imola, învingători din nou pe Nürburgring, și se distanțează cei de la Apex Hunters Red cu 5 victorii în 8 curse. Foarte, foarte bine Berinda trece linia și Alex Maniciu termină pe 3, podium la debut pentru Alex Maniciu în fața lui Taraș, Moldovan și Cascatău. Vin la sosire Cristian Moisescu și Radu Dumitrescu, locurile 7 și 8, apoi Lucas Hellmann și Bogdan Mutu. Pe final de manșă, acesta este top 10-ul. Sabo, Cățan, Botea, Movilă și Tudor Mihai completează locurile în puncte. Aceasta a fost momentan transmisiunea noastră. Așteptăm puțin, vom intra cu învingătorii celor două curse în direct la interviuri pe final. Berinda, așadar, și Bekir din nou sunt câștigători de manșe, au fost la Imola, sunt și acum pe Nürburgring.
Da, două manșe deosebit de spectaculoase în această seară pe Norris Ring. Au fost ceva mai cuminți decât ne-am fi așteptat. Asta e un lucru bun, e o dovadă a maturității piloților noștri în Racing League Romania. Ei reușesc să facă din nou o figură deosebit de frumoasă. Da, vom fi în câteva clipe în direct cu Berindea și Bekir, câștigători de manșă în această seară la Norris Ring. Cei doi se distanțează în clasamentul general și profită de neșansa ceea ce s-a întâmplat acolo la start lui Victor Nicolae, care nu a putut să confirme în manșa secundă ceea ce reușise prin ritmul său bun în prima manșă. Mergem așadar în camera de stream unde îi aștept pe Cristian Berindea și Andrei Bekir. Suntem acum în direct cu cei doi. Îi aștept la discuții peste câteva clipe. Între timp începem și reluările să ne amintească de ceea ce a fost o cursă incredibilă pe Norris Ring. Această manșă secundă ne-a permis să vedem piloții la lucru în bătălii. Din nou a fost acțiunea pe care ne-o doream. Salutare învingătorii celor două etape de astăzi. Hello. Seara. Să vedem dacă ne auzim în direct cu toată lumea. Avem o mică problemă audio aici. Deci, da, acum suntem în direct în sfârșit. Bună, Cristian Berindea, învingător în prima manșă de astăzi. Te-ai temut de Norris Ring? Da, nu mă așteptam deloc la rezultatele astea. N-am mers grozav, n-aveam așteptări mari, dar, obviously, mulțumit de rezultate. Super fain. Am avut dueluri foarte faine. Asta e cel mai important lucru. Da, ai fost implicat în mai multe bătălii acolo, ai scăpat până la urmă în față. În cursa a doua a fost ceva mai dificil să ajungi până pe poziția secundă. Spune-ne cum a fost. Da, a fost mai dificil, dar sincer mi s-a părut destul de ok. Aveam balastul de 30 de kilograme pe care l-avem dacă câștigăm prima cursă și sincer, chiar dacă era mașina mai lentă, era mult mai ușor de controlat pentru că n-ai greutate în plus în spate. La mașina asta se adaugă balastul în spate, deci chiar unde ar fi zona rezervorului și atunci era mult mai stabilă pe frânare, nu se mai ridica spatele când frânam. Și a fost chiar ok de condus în primele 5-6 tururi. După aia a fost mai dificil pentru că aluneca foarte mult spatele. Și nu puteam să scot, de exemplu, timpii lui Andrei. Da, odată ce ai ajuns pe 2, practic, cursa ta era clară. Avansul lui Andrei oricum era deja mare. Am lăsat o moale, dar nu, n-am insistat. Mai am zis că o duc așa la capăt. Cum a fost traficul în această manșă secundă? A fost un factor important pentru tine? Da, da, s-au comportat exemplar, băieții, nu știu cum a fost pentru restul, dar da, a fost foarte ok băieții la depășit. M-am întrecut cu ei, m-am întrecut cu Andrei Duminică, cu Victor Taraș, foarte fain, s-au comportat fain.
mici bumps pe acolo, o să mă uit la replay, sper că n-am făcut vreo prostie, dar ne-am atins un pic, însă a părut așa light, gen ca și la turisme. Da, invariabil, dacă nu se depășește limita, nu vor fi penalizări, sigur vor fi multe lucruri de analizat pentru comisie și după această etapă, însă hai să o recunoaștem cu toții, mai puține decât ne-am fi așteptat. Credem că nu va fi atât de mult de muncă pentru comisie de această dată. Am avut suspendări, am avut situații grave în urma etapei de la Imola. Acum totul a părut mult mai cu minte decât credeam. Vreau să-i dau cuvântul lui Andrei Bechir, din nou învingător. Felicitări, Andrei! Un succes la Imola dublat de un succes la Nürburgring. Mare șansă acolo în ultimul tur al primei curse. Cum ai prins poziția a 10-a? Da, am avut mare șansă în prima cursă, în ultimul tur, chiar la intrarea pe linia de finish. Cele trei mașini din fața mea eram la momentul respectiv pe locul 14, cred, iar cele trei mașini din fața mea s-au bătut pentru locul 10, care îți asigură practic plecarea din pole position în cursa a doua. Și da, se pare că nu prea au avut loc trei mașini pe linia de start-finish de pe Nürburgring, așa că datorită sau din cauza, depinde pe cine întrebați, acelui incident am reușit să termin pe locul 10 și să plec din pol în a doua cursă. Da, a fost un final fantastic de primă manșă acolo și asta până la urmă a fost garanția succesului tău. A fost incredibil ce s-a întâmplat acolo și așa ai putut să pui bazele unei victorii minunate în manșa secundă. Cum a fost după aceea cursa pentru tine? Cursa a doua, sincer să-ți spun, a fost puțină teamă în primul viraj, apoi doar cruise control, cu la fel ca pe Imola, cruise control cu puțin push pentru un fast slap. Am văzut că Cristian Berinde a ajuns pe 4 deja în primul tur și eram un pic speriat când am văzut, dar apoi am realizat că el are și balast, mai are și ceva mașini de depășit și că o să reușesc să pun o distanță destul de mare până ajunge el pe locul 2 și așa s-a și întâmplat. Și cu puțin nerv la start după ce s-a întâmplat în prima cursă. Da, încheiem aici transmisiunea noastră de la Nürburgring. Vă mulțumim tuturor că ne-ați urmărit în această etapă de final. Nürburgringul ajunge la bun sfârșit, însă pentru piloții noștri urmează o provocare și mai mare. Urmează la orizont Nürburgring Nordschleife, etapă de anduranță duminica viitoare. Tuturor la revedere, vă mulțumim că ne-ați urmărit în această